Fug candidații de pe listele PSD Iași. Principala nemulțumire, intervenția brutală de la centru. Șase cereri ale candidaților acestui partid pentru Parlament au fost înregistrate la biroul electoral ieșan în ultimele zile. Două din lista pentru Senat, patru din lista pentru Camera Deputaților. Principala nemulțumire a tuturor este legată de intervenția conducerii centrale considerată brutală peste prima variantă de listele de candidaturi cea votată în filiala ieșeană a PSD. Mai mulți socialdemocrați ieșeni s-au retras de pe lista PSD pentru alegerile parlamentare. În ultima săptămână la biroul electoral au fost primite numai puțin de șase cereri în acest sens. Două persoane s-au retras de pe lista pentru Senat, iar alte patru de pe lista pentru Camera Deputaților informează newsweek.ro. Cei mai mulți dintre cei care și-au retras candidatura sunt nemulțumiți pentru că șefii naționale ai partidului nu au ținut cont de voința primarilor din județ și a șefilor de organizații locale. Conducerea centrală a invalidat lista de candidați aprobată inițial la Iași și a modificat-o din temelii.